Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod din Victory Talks. De data asta avem un invitat mai special așa. Nu este manager, va fi manager, însă este și noul partener tehnic al Victory Cup, Alin Radu de la Dariade Sportser. Salut, Alin. Salut, Dragoș, salut. Ce faci? Ce să fac? Uite, am avut un pic de treabă și am ajuns într-un ajuns, suflet așa, da, la tine. Ca să stăm un pic de vorbă. Până la urmă facem și pe ăsta și toxul, cum ai spus și tu pe exact, TikTok. Da. Hai să încep direct așa, cu ce te faceți rog voi la Dariade Sportswear? Ca să știe toți participanții de la Victory și la cine sunt noi. Corect. Păi noi suntem o firmă de personalizare, de articole sportive. Ne-am axat foarte mult pe nișa asta de echipamente sportive. Ne-am îndreptat ușor, bine, făceam mai multe, aveam diversificat cumva aria de personalizare, uh-huh, și ne-am îndreptat ușor către nișa de fotbal. Ne-a plăcut mie să personalizez echipamente, am personalizat la început câteva, am văzut că ies foarte, foarte frumoase și eram așa încântat după ce ieșea un echipament făcut după grafica noastră și după ideea mea. Îmi plăcea și m-am îndreptat către asta, numai către echipamentele sportive. Bine, pe lângă asta sunt banderole, articole bun, sportive. Deci, da, și ce înseamnă un echipament? Înseamnă tricou, short? Echipament înseamnă, da, tricou, short, jambiere, nu... Putem să personalizăm, da, dar nu recomand, că există o folie specială care se întinde, e ok, dar în timp nu rezistă foarte, foarte mult, așa, știi? Doar sublimarea, adică există o tehnică prin care intră cerneala în jambiere sau în tricou și aia nu se mai adecât cu zeamă de farfecă. Și pe lângă asta, da, sunt și niște boxuri, adică geci, da, șerci, că am văzut suntem, acolo că sunteți foarte activ pe canalul de suntem de TikTok și datorită urmăritorilor, da, am văzut că există deschidere și apreciere din partea lor și feedback-ul a fost super pozitiv și bun. Și când am văzut chestia asta, am mers mai departe și am început să postăm mai mult și TikTok-ul acum e un instrument de promovare, da, gratuit și trebuie să-l... Practic, dacă n-ai TikTok, acum nu ești nimeni. Cum era înainte cu Facebook, da, nu există. Da. Da. Și da, mă întrebai de boxuri. Noi suntem și importatori... Uite aici, tricou și lui Zidane sau cum? Da, stai că-ți povestesc și de treaba asta. Am văzut că ai și o tabla avem și tabla clienților, da. Aici sunt toți clienții noștri pe care i-am avut și le-am personalizat echipamente sportive. Nu sunt toți, o să urmează, îi adun și după aia îi pun pe tabla clienților. Va trebui o tablă mai mare. Îți dai seama. Trebuie să faci peretele. Ideea e că eu fac și o extragere așa și le mai ofer premii, da, ceva de genul ăsta. Și aici eram, acum de Crăciun, am făcut o strângere de fonduri. Eu sunt cu fontul pe spate. O strângere de fonduri pentru o mănăstire care adună copii și fac excursii, mm-hmm, copii defavorizați care nu au avut. Da. Da. Și am primit tricou acesta de la un prieten de-ai mei din Franța. A fost la o deci se înțeleg că ăsta e chiar tricoul lui Zinedine, bine, nu e al lui, dar este semnat de către așa și a fost, da, și a semnat în poze cu filmare. Și tu l-ai pus în joc. Da, și eu l-am pus în joc și am strâns câțiva bani pentru el. Da, aici am făcut eu, aveam multe echipamente și le-am trimis către copii. Da, și noi mai facem evenimentele astea periodice, evenimente caritabile, bine, le facem. Apreciez mult când avem asta, timp că cumva, da. Da, da, în lumea, în ziua de azi. Bun, să revenim la tricouri. Deci tu să înțeleg că ai mai multe modele de tricouri simple, adică fără să fie branduite, nu? Și tu vii cu o propunere către cine dorește să cumpere un echipament și faci tu grafica, da, nu? Da, da, avem varianta de echipament simplu. Aducem echipamentele din Cehia, sunt niște echipamente foarte bune calitativ, uh-huh, și mai avem varianta Homa. Noi suntem importatori și distribuitori Homa în România și avem tot ce ține de Homa, toate produsele lor putem să le aducem și echipamentele acestea le personalizăm după voia clientului. Ideea este că la un moment dat clientul îți cere să faci ceva,
dar el nu prea știe cum iese la sfârșit. Da. Știi? Zice, nu are viziunea aia. Nu are viziunea aia. Zice, vreau număr pe față, număr pe spate și am mai văzut tricouri și echipamente făcute cu niște fonturi basic, cu urățele. Simple, așa, alea da. Simple de Word, de scrie. Exact. Noi cumpărăm toate fonturile care... Avem licență cumva, da, da. Ce ies, orice font iese nou, acum noi le cumpărăm, știi? Le cumpărăm și le recomandăm clienților. Nu luăm bani suplimentar pentru treaba asta și... Venim cu o variantă finală asupra echipamentului, îl trimitem clientului și zice, wow, nu m-am gândit la asta. Nu s-a gândit, da. Da, și da. Zice, wow, ce frumos. Și le dăm și mai multe variante de fonturi. De obicei, eu nu practic chestia asta cu foarte multe variante, că după aia... Îi dai să aleagă, dacă îi dai să aleagă da, omului... Nu, dar nici el nu mai știe, zice, da. Băi, stai că nu. Și le dau eu cumva restrânsă o variantă pe care mi-a plăcut foarte tare. Și cam așa se desfășoară activitatea noastră și cele de la Homa la fel le personalizăm în același stil. Putem să punem cum sunt și tricourile astea. Da, le arătăm da. mai lasă-l puțin, mai lasă-l înțeles. Puțin. Putem le să arătăm. Personalizăm tot felul de loguri, de da. Facem și broderie. Bun. Bine, nu facem noi special acolo da, în showroom, mișto, dar mișto. Putem să da, facem. Dar uite, de exemplu, dacă eu am o echipă de fotbal și vreau să-mi iau un set de echipament de la tine, cam cât ar dura livrarea și personalizarea și tot. Bun, echipamentele pe care le aducem noi din Cehia, astea vin în două zile, se expediază către noi. Uh-huh. Apoi, în funcție și de cererea clienților, dacă sunt foarte multe, le prioritizăm. De obicei, clienții vor ieri echipamentele, știi? Da, da. Și îi înțeleg, e ok, dar mulți clienții sunt foarte organizați și vor peste o săptămână, două, o lună. Și eu iau comenzile, le transmit... oferta finală și le prioritizez să văd... În funcție și de, da, de nevoia omului, știi? Bă, am dacă și vrea, nevoie, nu. Da, am primit, uite, o comandă recentă, joi, și aveam pe stoc echipamentele, că avem și stocuri noi de obicei, și vineri am terminat-o, pentru că aveam clienți care nu le voiau așa recent, da. Și i-am băgat pe ei și au avut meci sâmbătă, ceva de genul ăsta, zic, haide să ajutăm, au fost foarte încântați și asta. Iar echipamentele la Homa ajung în 14 zile din Spania, știi, cam așa ajung. E varianta și de transport cu avionul, numai că este mai costisitoare. Costul da, mai mare și nu pot să ofer un discount mai mare pentru ele, că na, avem și pachete de discounturi pentru cluburi, pentru mai multe echipamente. Da. Și bun, ai zis că ți-a plăcut ție cum să personalizezi echipamente și de aici pasiunea la Dariade. Dar uite, acum te-am văzut că te-ai înscris și la Victory Cup cu o echipă. Pasiunea de la fotbal de unde vine cumva? Păi, hai să zic, când eram mic, știi că te întreabă lumea, băi, tu ai jucat fotbal când erai mic? Da. Da, am jucat fotbal, cred că vreo 3 luni de zile am fost, da. M-a înscris tata. Bine, la... Bine, fotbal, adică la nivel fotbal, cu antrenor, cu, la un club, fotbal, la astea, 3 luni. Club, da. Da. Am fost înscris la FAUR, nu știu dacă mai ba, există, da, mai este nu și acum, nu știu dacă mai există, la FAUR, m-au zis așa, și eu da. De FAUR. Da. Și domnul antrenor, cred că dacă aude, să-i spun acum de ce am plecat, nu m-a băgat titular, că nu prea mișcam, adică îți dai seama, băi, dar eu eram micuț, vreau să intru și eu și dacă nu prea miști, îți dai seama, te pune așa, progresiv. Și m-am supărat și m-am mai dus. Cam asta a fost cariera mea în fotbal. În fotbalul organizat, da. Fotbalul organizat, da. Dar eu în timpul liber joc tenis de picior foarte des. Da, mișto. Și fotbal când ne mai strângem, da, și fotbal mai joc pe sintetic. Am jucat și cu niște prieteni pe teren mare. Dar acolo... La Liga 5-a, 4-a sau... Da, ceva de genul ăsta. Am fost și am jucat și cu ei. Și apropo de cum am decis să facem și o echipă la Victory Cup, m-a contactat unul dintre băieții Bun. De aici, de care a avut o echipă de fotbal și mi-a propus colaborarea asta. Nu eram, adică eu nu mă gândeam la treaba asta și mi-a propus colaborarea. Și am zis, de ce nu? Pentru mine orice provocare, eu sunt omul care risc de obicei, cu toate șansele de a pierde sau a câștiga și țin mult da. Să... Dar te bagi și tu, te vei băga și tu la joc? Băi, le-am zis, postați-mi și mie un loc, băgați-mă și pe mine în lot și când permite scorul sau echipa este mai slabă, vin să joc și eu, nu vreau să-i încurc,
Nu vreau să fiu coordonatorul ăla de la birou care să zică ce să facă, ei trebuie să știe ce e în teren și am avut o ședință cu ei tehnică, adică totul se întâmplă ca la carte. Ca la carte și înainte, pregătești sezonul înainte, pregătește transferul. Da, foarte mult la treaba asta și de, am semnat contract, nu, adică aici nu știu, dacă mai fac echipe de genul ăsta la tine, chestia asta de parteneriat așa între colegi, dar țin foarte mult la treaba asta. Adică dacă te-ai încămat... contract cu fiecare sau cum? Cu fiecare jucător? Da, cu fiecare jucător. Bună. Am semnat contract. Da? Păi, nu cred. Aici hai să descurci. Păi acum, da. Cum ai găsit la contract? Uite așa, am făcut contract de colaborare. De colaborare. Da? Un contract de colaborare în care ei reprezintă, pentru că ei reprezintă și imaginea Daria de Sportsir. Corect. Acum ei au pe umeri, că le-am spus, vedeți că aveți pe umerii voștri, având în vedere că suntem parteneri, aveți pe umerii voștri greutatea asta. E imaginea firmei în joc și eu țin foarte mult la imaginea asta pentru că am construit-o din 2016 și m-am tot chinuit și nu vreau să strice cineva care nu știu, n-are chef de joc, n-ai chef de joc, nu e problemă, stai acasă, vii mâine când ai chef. Și ce clauze sunt acolo așa? Cum? Da? Tânești, dacă poți să ne dai un exemplu de clauză. De clauză? Bine, prime bănuiesc că au, dacă câștigă ceva, n-au și prime? Ba da, bineînțeles. Da, dacă lipsesc la meci, de lipsesc de la meci, îi amendez acum. Nu îi amendez, dar există clauză în primul rând pentru purtarea echipamentului de joc. Asta este una dintre... Trebuie să-l aibă. Nu că trebuie să-l aibă. Trebuie să poarte exact ceea ce e impus. Tricou, short-ul, jambiere albastre sau roșii, ce, cum este impus. Asta e o chestie de disciplină foarte mișto și organizare. Nu joacă nimeni cu jambier roșii, unul roșu, unul alb, nu există. Dacă nu joacă, adică asta e regulă clară, știi? Noi suntem firmă de echipamente sportive, trebuie să fie prezentabil. Dacă nu e prezentabil pe teren, adică noi trebuie să câștigăm prima dată cu 1-0 măcar la înfățișare. Am intrat frumos pe teren. Știi cum era vorba aia în trecut? Zic, mamă, ce echipamente au ăștia, gata, deja ai plecat cu 1-0. Exact, ai plecat cu 1-0. Și după aia, dacă se descurcă, e bine, dacă nu, iarăși bine, adică nu țin neapărat... A, și încă o chestie ce le-am spus, nu țin absolut deloc să promovăm. Nu țin absolut deloc. Țin foarte mult să progresăm și să vedem unde ne situăm ușor, ușor. Știi că erau la foarte nivel curioși. De performanță. Mamă, trebuie să promovăm. Ne cer să ne ducem în Liga a doua sau așa. Zic, nu. Nu ăsta e. Obiectivul nostru este să construim și să ne omogenizăm ca echipă. Asta e foarte important. Și după aia mai vedem. Da. Poți să ne dai așa niște exemple de prețuri pentru echipamente? Că, na, mai e clar că există un preț pentru un echipament simplu, un preț pentru echipament colorat există, așa, sau diversificat. Da, există foarte mult interes cu privire la preț. Toată lumea când cere o ofertă de preț, cât mă costă și pe mine un echipament personalizat. Aici intervin mai mulți factori. Echipament personalizat cu ce? Cât sponsor, ce nume, cât de mare este imprimeul, ce culoare, ce model de echipament, mai multe, mai mulți factori. Și pot să spun așa, prețurile acum o lună erau un pic mai mici. Acum sunt un pic mai mari. De ce? Pentru că am trecut pe TVA, am trecut pragul ăla de 60.000 de euro. Ai, știi că lumea te întreabă ce ai făcut, ai cifră de afaceri de 100.000. A, 100.000 ai. Nu, e vorba de cifra de afaceri, e o cifră de afaceri și profitul e altceva. Da, am trecut pragul ăla de 80.000 parcă era, nu de 60.000, s-a mărit în sfârșit și am trecut pe TVA și acum am mărit prețurile cu 19% pentru că noi aveam foarte mici prețurile și acum... Bine, nu sunt... Firmele cumva își pot deduce TVA, adică nu e o scumpire cumva pentru firme. Nu, pentru persoană... Pentru persoană fizică, știi? Gândește că un imprimeu de un număr mic, să zicem, era 5 lei. Acum e 5 lei plus TVA, 6 lei. Adică nu este un cost foarte mare în plus. Da, până la urmă, tu banii anumii încasezi, trebuie să-i dai și tu. Da, asta e chestia. Exact. Și, bun, echipamentul gol în momentul de față e 85 de lei. 80, un short echipament tricou. Simplu, short tricou. Short tricou. Și de aici plecăm de imprimare. Cum? Și numărul pe spate, număr logo. Pe spate, logo, e un preț, numele și tot care așa. Care a fost cel mai scump echipament pe care l-ai vândut? Cel mai scump, am făcut un echipament, uite că nu am reușit să să-ți trimit unul dintre... Eu era o creație, un client a vrut un echipament care semene cu echipamentul celor de la Real Madrid. Cu emblema lor, tot așa, emblema lor semăna cu emblema celor de la Real Madrid.
Și dintr-un echipament simplu am scos un echipament senzațional. Mie mi-a plăcut, era creație, cu niște dungulițe, cu sponsori, cu... A vrut el multe imprimeuri. A fost undeva la, cred că, 250 de lei. 20. Dar foarte plin, adică era mare, cum să zic, plin în sensul cu imprimeu și cu gust. Dacă mie nu-mi place, eu nu-l trimit. Faci, da, nu fac, nu. Adică nu dau clientului așa, uite că hai să facem bani, hai să facem profit și nu mă gândesc, pentru că eu vreau a doua oară să vină tot la mine. Să vină tot, știi? La tine. Dar asta e foarte important, țin foarte mult la treaba asta și... Păi da, că până la urmă, ideea e că tot se mai, tot mai comand odată, știi? Nu se duc în altă parte. Și mai țin, știi, uite, mai am o politică, eu nu sunt un om principial, dar am... Să zicem, am două principii. Nu dau niciodată înapoi, eu ce am zis am făcut. Și mai am chestia asta de a, în legătură cu clienții, eu fac echipamentele și le creez pentru mine, nu pentru client. Adică dacă l-ai purtat și tu, te întrebi prima dată, exact, băi, stai să vedea. Adică eu nu mă gândesc așa, dacă acel client sau echipa de fotbal care se duce pe teren și nu-i place. Și nu că neapărat că nu-i place, nu iese exact cum trebuie. E o problemă. Ceilalți cu care joacă o să vadă, unde se-i fumă echipamentele astea? Păi le-am făcut și eu la Dariade și bă, dar sunt cam urâțele așa, adică nu sunt, da mă, dar au fost și ieftine, nu. Deci de la mine pleacă lucru de calitate și aspect foarte frumos, pentru că așa vând și celorlalte echipe. Vin și ceilalți, bă, și le-ai spălat de 50 de ori, nu s-a dezlipit deloc, adică e ok. Da, știu? Da, păi uite, dacă tu te-ai adus vorba, te scoatem și noi ăsta, l-ai făcut-o acum pentru premiere să-l arătăm, se vede, Iosif? Da, aici calitatea chiar e ok, să știi, la print și nu o spun eu acum că ne face băiatul de 300 de tricouri, dar nu, dar chiar e ok, bă, bine, doar campionii pot să-l poarte, dar na, pe viitor, deci da. Asta e tricoul de, pentru Superliga de campion, mai avem pentru fiecare ligă și câștigătoarea cupei. Punem aici puțin. Să știi că e o provocare, pentru că și tu ești un om dificil, un om dificil, nu da. Dificil, pretențios, da. Știi? Da. Și îmi place când e un om pretențios, dar mă cam încurcă pe mine că nu mă lasă. Tu mi-ai dat grafica, știi, și de aici m-am descurcat să aplic eu imprimeul și să le fac, știi? Nu, la print e mișto. Bine, și tricoul e. Astea sunt tricourile. Da, astea sunt tricourile, da. Astea sunt tricourile, acele basic simple din Cehia, știi? Astea sunt. Fără brand, zici fără... că poți să le speli de... N-ai treabă, nu, bine, nu la treabă. Temperatură, că au niște condiții. Da, au niște instrucțiuni de îngrijire, fiecare tricou vine cu, sau fiecare echipament cu instrucțiuni de îngrijire. Și trebuie să se conformeze cumva, că acum dacă bagi la 90 de grade, îți dai seama că nu rezistă nici tricou, cred. Da, nici tricou, da. Nu știu, spală soția, dar da, la mine. Da, exact. Stai că voiam să zic de brand-uri, știi, scuză-mă că te-am întrerupt. Vin clienți care spun punem și mie Nike pe, nu poți, așa, punem și mie Adidas, știi? Nu fac chestia asta. Adică aș putea să o fac ție, uite, în privat aș putea să o fac, dar nu îți spun de acum, nu-ți fac. Nu-ți fac pentru că vrei echipament Adidas, du-te la Adidas, ia-ți Adidas, de ce să mergem noi pe stradă? Uite, și eu aș fi putut să-mi pun acum pe mine orice. Am firmă de imprimeu, nu știai că scrie... Nu știai, da. Uite, cum ai tu boss, bine, tu e de la boss, da? Puteam să spun eu boss, știi? Puteam să-mi pun, nu era problemă. Dar nu fac chestia asta. Da, cred că o să ai probleme și cu legea dacă faci. A, bineînțeles, la un moment dat, nu, dar voiam să zic că dacă vreau să-ți fac în privat, aș putea să-ți fac, dar nu-ți fac. Asta voiam să zic. Nu-ți fac, înțelegi? Mai ales cu legea nu. Nu. Păi și tu de ce nu? Poți să spui și tu, uite, logo-ul tău poți să ți-l pui cumva. M-am gândit la treaba asta, dar faci... bine că ai adus discuția asta. Din ce în ce mai mulți clienți care vin și personalizează la noi echipamente ne spun, auziți, puteți să vă puneți și logo-ul dumneavoastră pe scoate, da, sau de pe mânecă. Ne place cum arată, sau ne place de dumneavoastră, ne place așa. Am rămas super impresionat de treaba asta. Da. Adică nu trebuie să-mi pun eu, au cerut clienții. Da, fără și să le dau întâmplat. Reducere, știi, ceva. Adică chiar a fost păi așa. Păi nici la noi, tot ne-au întrebat, putem să punem și noi Victoria Cup pe mânecă, că vezi că probabil că în Champions League sau în Premier League sau în fiecare ligă, chiar se pune logo-ul competiției. Unde... Da. Și mie, chiar asta e un lucru mișto, știi, treaba. Și nu mai înțeleg eu de și noi. Chiar dacă zici că avem expuneri și asta, băi, dar sunt 4.000 de oameni. Nu cerșim un like sau asta. Da, dacă tot te uiți, dă un like-ul ăla sau dă un share-ul ăla. Adică ce te costă, mă, frate? Vede altcineva, știi? Păi, na, în fine, asta e o discuție... Da, nu știu, e gratuită în poate primul pe mine mă ajută sau pe tine te ajută cumva. Da, știi? Bineînțeles. Pe tine nu te costă nimic, băiatul ăla care... Sau pe, na, cine o fi? Exact, știi? Nu e, da. Știi care e treaba în spatele like-ului?
E foarte multă muncă. Adică să postezi, să faci filmulețe, exact, păi, editare, când am văzut că ai făcut clipul ăla și noi, cât stau băieții și cât... Știi? Prima dată trebuie să gândești ce să faci, după aceea și trebuie să... Și ți-a timp, știi? Da. Adică aprecierea aia, like-ul, să zicem aprecierea aia, da, îți arată omul că, bă, uite mă, te apreciază. Și băi, da, sunt sigur că ne apreciază, asta numai e chestia, că știi? Nu arată, tot, da, nu arată, arată, știi? Bă, nu e, eu sunt sigur că există apreciere, dar nu arată, știi? Da, dar acum încolo eu cred că o să dea, o să mai dea scroll așa, da, și dau și da, like, da. Bun, și pentru echipele de la Victory, sezonul ăsta am înțeles, adică am înțeles, știu că o să vei face o secțiune cumva pe site-ul, care e site-ul dariadesportswear.ro, nu? Nu, dariade.ro, dariade.ro, dariadesportswear.ro era prea mare. Da, da, mai mici tu. Și cu numele ăsta Dariade am avut super. Dar de la ce vine eu? Dariade? Hai să luăm așa, de la, da, ce vine Dariade? Hai. Da, Dariade... Ai mei, părinții mei sunt comercianți de mult, că de aici am microbul ăsta, știi? Și ei și-au pus prima firmă, s-a denumit Alisil, știi? Numele copiilor, Alin și Silvia, știi? Ah. Ceva de genul ăsta. Și dați seama că m-am gândit acum, tot așa am pus și eu. Daria Adelina Dariade, înțelegi? Dariade, acum eu mai am un băiețel, cheamă Eduard. Să strească. Bine, nu... Puteam să-i pun Eduard Sportswear ca să fie Dariade Sportswear, glumesc. Deci am zis de la copii, de la copii, nu? Da. De la copii. Și am avut probleme cu Dariade că nu înțelegea lumea. Dariade, Dariade, nu știu ce. Dar acum nu mai am nicio problemă. Toată lumea știe. Era vorba că nu te știa lumea la început. Da, știi? La început, e greu. E greu, dar acum cam știu toți clienții și e ok. Da, bun, aici. Și secțiunea pe site. Bun, ce va include acea în, secțiune? Da, pe site o să avem o categorie cu Victory Cup. În secțiunea asta o să încercăm să implementăm o secțiune în care echipele care sunt participante la voi aici în competiție să aibă un beneficiu aparte, să zic. Acum nu o să fie, pentru că noi avem prețurile jos, ți-am zis, și nu o să fie un beneficiu extraordinar, că aș putea să pun prețuri mai mari și să zic 50%, nu țin, mai bine îți dau un 10% sau 15%, deci asta corect, înțelegi? Da. E, și o să fie o secțiune în care o să fie o reducere de genul ăsta pentru toate echipele participante la Victory. Și plus de asta, acum vedem și vorbim, dacă vrei niște promoționale, niște tricouri, da, cu Victory. Să facem și noi, că avem și noi o echipă în Liga 4-a. Trebuie să ne facem și noi un set de echipamente neapărat. A, și voi aveți echipă în propria, da, ligă, în, da, propria competiție. Ediția asta am pierdut toate meciurile cu 3-0. Știi? Adică jucam, câștigam sau pierdeam și pierdeam cu 3-0. Acum o să jucăm pe puncte și la final o să ștergem toate punctele. Știi? Și tu joci? Sau? Joc, da, da, mă duc acolo la, să joc. Și acum la... în ce ligă ești? Acum suntem a patra, a, tot Liga în a patra, deci, da, nu o să, da, avem un derby, că mă gândeam că avem, no, dar noi, no, suntem, no, în Liga 3. Nu, tot rămânem în a patra, în cel mai jos, cel mai jos. Bine, e și greu acum, na, până la urmă. Este. Da, nu suntem noi, unii sunt mai tineri, mai, no, noi avem până la urmă, competiția asta e despre plăcerea de a juca fotbal. Câteodată se duce la extrem treaba asta și am observat-o. Se mai duce, da. Da, am, da, observat-o, zici că, mamă, e Liga 1, ce? Liga 1 e minciună ce vezi la televizor, aici e, da, e rupere, e tot, suflet mare aici, știi? Și la, și în Champions League și la toți se iau cartonașe roșii, toți se ceartă, toți se depun contestații, tot... Da, bine. Da, așa e în firea omului, probabil. Să, da, știi că, uite, apropo de competiția voastră, eu am aflat, știam de foarte mult timp de competiție că sunteți foarte vechi pe piață, să zic așa, și știam de la un prieten. În sfârșit, juca aici la voi, apoi m-a contactat un... Că așa am intrat eu în Victory, cum să zic, să fiu, păi, cunoscut, tu ești, știi? Partener la AS Roma, nu să spunem, nu? Prima dată așa, prima... da, așa am început cu AS Roma București. Le-am făcut echipamente și tot așa, am vrut să iasă perfect. Au ieșit bine și de acolo au început clienții să vină de la voi, de la, da, au întrebat, bă, unde ai făcut? Da, 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 exact așa. Și de asta țin foarte mult să iasă cum trebuie. Și acum, na, având în vedere că scria cineva pe TikTok sau pe Facebook, mi-a scris, mă așteptam la parteneriatul vostru. Mă așteptam. Da, 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 exact. Deci era totul de înțeles. Da. Da, deci acolo pe secțiunea, la secțiunea Victory Cup vor avea, da, vor avea un discount, probabil nu, să pui cumva niște, vor avea discount, modele de echipamente sau... Da, 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 o să fac, o să mă gând, nu, sincer să fiu, nu m-am gândit exact cum o să fie, dar o să fie ceva aparte pentru Victory Cup, adică trebuie să fie ceva aparte pentru Victory Cup, având în vedere că suntem parteneri și colaboratori și am și echipă de fotbal aici la voi. Trebuie să fie cumva aparte și să oferim și
până la urmă participanților, clienților, că na, se plătește, e da, peste până tot, la urmă, e, na, da, e un business. Trebuie să aibă, da, să aibă cumva ceva de câștigat. Oricum o să facem și noi pe site un buton acolo pe site să trimitem participanții și echipele către tine, că da, până la urmă chiar e păcat, să știi, chiar m-am convins să zic, păi, așa, nu numai din TikTok, ai zbază-vă și pe realitate, nu, chiar este calitate. Și spuneai ceva de, na, bine, asta rămâne de discutat, vor mai fi și concursuri și... Da, nu că rămâne de discutat, zic de acum, ca da, să audă toată lumea, adică nu sunt omul care să dau înapoi, de asta ți-am zis că unul dintre principiile mele este să nu dau înapoi niciodată, am zis că frecvent, acum nu știu cât de des vom vedea în ce constau și premiile, vor fi premii aici la victorii pe teren, vor fi niște challenge-uri, ceva, nu știu, challenge-uri, da, nu știu, vouchere de reducere substanțiale pentru echipe, în primul rând, poate mă gândesc la un moment dat să ofer și un echipament gratuit pentru o anumită echipă, nu știu, așa, random, nu știu, adică da, nu o să fie da, ceva subiectiv, totul se va întâmpla obiectiv și așa, random, nu știu, o să mă gândesc și la treaba asta, dar o să fie premii dese, să zic așa, frecvente. Bun. Ce așteptări ai tu de la minunata noastră competiție Victory Cup? Ca și partener, zici, nu? Păi, uite, și jucător acum, ca și partener și ca jucător. Putem păi, să... uite, ca partener, așteptarea mea este următoarea, nu așteptările, că nu am mai multe. Toate echipele de la voi, de la competiție, să-și facă echipamente la mine. Bine, asta era de... Deci asta, nu că așteptarea mea, dar sunt sigur că o să fie așa. Toate. Aveți că sunt vreo 208. Știu, bine, acum să treci zic și eu de plafonul ăla de TVA, trebuie să depășești a doua oră. Toate. Dacă e, Doamne ajută să ori fie. Ori să fie foarte multe, pentru că au fost și înainte de semnarea acestui parteneriat și o să fie mult mai multe echipe care vor face la noi și îndemn să facă la noi, pentru că, na, în caz de reclamație, vine și la tine. Băi, ne-ai trimis da, la Daria. Da, ăla, da, păi nu, da, nu recomandăm cum credem. Asta zic. Nu da, ne dezamăgiți, n-ai cum să ne dezamăgiți. Și ca jucători, ca echipă în cadrul competiției, ți-am zis așteptările mele să fie, să se comporte pe teren exemplar. Nu cu certuri, da, există arbitri, da, există regulament la voi aici, da, există, să le respectăm. Vreau să fie cât se poate de... cum îi spuneți, să aibă o prezență cât se poate de corectă la teren și să-și dea sufletul și voința pe teren, că vine, joacă de plăcere, acum sunt, nu-s plătiți, adică zic de acum că nu le dau bani ca să joace, dar... Am auzit, mine, nu la tine, am auzit că mine, nici eu nu-s de acord cu treaba nu, asta să plătești. Sunt câțiva jucători, mi-am zis că noi le mai dăm 50 de lei să ne ajute, să nu, 50, nu să, dacă așa nu mai joacă aici, nu, în echipa asta nu se mai joacă. Ofer, cum mă întrebai, de, ofer premii, ofer discounturi, reduceri pentru că, na, sunt da, ai mei cum ar veni până la urmă. Da. Și țin foarte mult la treaba asta, nu? Trebuie să fie... Că mă reprezintă asta. Ei mă reprezintă pe mine în cadrul competiției. Da. Eu văd asta, na, Victorii Capete, că așa le-am zis-o tuturor, știi? Văd că o chestie interactivă în care poți să interacționezi cu prietenii. Știi? Spune-mi tu mie, dar uite, nu, ai prieteni, dar de câte ori te întâlnești cu prietenii, trebuie să stai 2-3 ore unde poți să bei și o bere, poți să te uiți și la un meci. Asta a fost ideea Victory Cup. Da, acum, în ziua de azi, e greu să te întâlnești cu prietenii. Un fel de pretext de te întâlni cumva cu mai mulți prieteni să, da, e greu să petreci timp de calitate. Așa este, să știi că, uite, treaba asta, cum să zic, să organizezi, e greu, că nu ai timp, nu, dar având aici un obiectiv comun, să vii să joci fotbal, da, și după aia să te oprești la o bere, la o discută, da, exact, la te o... duci tu la film. Cu cât te duci tu la film, la prieteni sau la joci? Ce? FIFA sau nu, ping-pong? Nu, da, dar voi se joacă FIFA, deja am văzut că e... Da, se mă uită la meci. Pe lângă asta mai oportunitatea să mai vezi câțiva foști fotbaliști pe aici, na. Da, foarte... Nu, ți-am zis, acum nu ca și reclamă, că nu am nimic să zic, că nu spuneam, că eu sunt genul de om care-s deschis, dar chiar apreciez și chiar se vede munca din spate pe care o aveți, știi? Munca din spate, să ajungeți aici, se vede că e enormă. Da, este, adică zic și la tine, cum ai zis tu, că ai muncit pentru imaginea ta și... Băi, na. Dacă spun că am început cu un centru de copiere și am ajuns să fac echipamente de top, ce ai... De copiere de Xerox, nu? Da, la studenți, ce ai și... Cum era? Ce făceai? Era 0,07 bani pagina, înțelegi? Și la un moment dat, un antrenor acum care este...
nu vreau să zic, na, e un prieten de-ai mei, da. M-a ajutat și era la, atunci pe vremea era la Atletico Madrid, era Atletico Madrid în baza... În România, da, și Atletico de Madrid, da. Și avea acolo o grupă de copii. Da. Și a zis, băi, baza vrea să-și schimbe echipamente, hai să facem echipamente. Știi să faci? Și eu se roxam și zic, nu știu, în 2016, știi? Și zic, nu știu. Și m-am uitat eu până, am căutat o imprimantă cu cerneală specială, o presă și m-am apucat, am stricat, nu zic, am stricat 20. Atunci ai învățat. Atunci am început, da. Vreo 300 de echipamente am făcut atunci. 300. La toată baza am făcut, toată Atletico Madrid, știi? Și de atunci am început și mi-a plăcut de atunci. Am făcut și când, și acum facem când, dar nu le promovez, dar o să facem când cu Victorii, cu da, produse, uite, adică, dacă în secțiunea produse, Victorii, da, nu, poate exact. Vrea să-și ia un tricou cu supercampion cineva. Da, de ce nu? Dacă nu l-a primit, poate dacă să-și cumpere, primi, poate să vină aici să zică și eu am fost campion. Da. Unde poate să vină să... Să cumpere echipament sau să vadă, ai un da, set, avem un showroom, un de showroom, prezentare, așa, da. Avem un showroom de prezentare, dar este doar cu, să zic așa, cu programare. În sensul în care nu este un showroom de prezentare și cu desfacere. Pentru că... Adică nu e ca în magazin, ca la noi, nu, te duci să vezi. Da, nu, adică dacă normal. Ești interesat, ne dai mesaj pe WhatsApp, stăm de vorbă și te chem acolo. Sau dacă vrei să vii, să vezi produsele, nu e niciun fel de problemă. Le vezi, imprimeu, să-ți faci o idee, vii, dar trebuie să știm, pentru că avem foarte mult de lucru și trebuie să ne... cum să zic, să ne... Îmi stă pe limba acum... Să avem timpul. Da, să aveți fereastra aia de... Da, să avem o fereastră de timp în care să stăm cu acel client. Pentru că nu-mi place să stau 10 minute. Vino și tu, uite, ăsta e tricou, aruncă-l acolo. Și sunt clienți care vin cu idei foarte bune. Și stăm amândoi și îi arăt pe calculator. Direct facem live, să zic așa. Uite, îi pun ăsta aici, nu-ți place. Ăsta aici, nu, hai să vedem așa. Și facem chestia asta. No. Deci avem un showroom de prezentare pe undeva în... Pantelimon, zona sau Pantelimon, Cora Luj, Lujilor, Cora Pantelimon. Și suntem prezenți mai mult online, știi? Păi acum, na, online nu e până la urmă. Da, și treaba. Acum mi-am o să aminte de preț, că toată lumea vrea să știe un preț, că da. Nu am răspuns la întrebarea asta. Nu ofer prețurile... Înainte. Nu ofer prețurile public ale clienților. Dacă tu îmi ceri 10 echipamente, da? Eu nu pot să ofer public prețul pe care ți l-am oferit ție. Ah. Din vari motive, nu știu. Probabil nu, poate nu la fel. Poate în spate e un barter, gen. Poate tu vrei să le vinzi mai departe. E treaba ta, eu n-am de unde să știu eu ce faci tu cu echipamentele deci tale. E confidențial așa cumva. E confidențial și de aia nu... Prețul, dar pleacă, asta e important, că pleacă de la 75 de lei echipamentul. 85 de lei echipamentul și de aici în funcție și de imprimeu. Da. În funcție de să știi că un echipament aspectos. Și uite, am făcut acum un echipament cu număr pe față, număr pe spate, dar să fie cumva fontul foarte frumos ca să scoată în evidență imprimeul, undeva la 120 de lei. Deci cam pe aici se pe... E perfect. E la 120 de lei este tot ce trebuie. Și deportare și aici. Și deportare avem, da. Și deportar și cam la același preț, nu? Echipamentul de deportare e un pic mai scump, că e cu mânecă lungă, poate au și protecție și echipamentele le luăm de la Homa. Da, alea de portar. Da, alea de portar, da. Nu le poți importa din... Da, poți să le aduci și de undeva din Spania. Sunt niște echipamente faine, nu prea îmi plac mie ca și calitate așa și nu le recomand. Da, sunt ok cele... Știi, cele, dar astea de la Homa dar sunt... Dar pe lângă asta aduci și minci... Da, minci, tot ce ține de, nu știu, apărătorii, ce să zic... Banderole de... Adidas Casual, tot ce, da. Da. Nu știu. Iosif, să pui tu ăla cu bezdea. Da. Cu bezdeața, cum se numește, că mi-a plăcut mult clipul ăla, da. Și un model de echipament lucrează acum, Iosif, că... Da, cum ți se pare, deci am zis, cum ți se pare ideea asta de 208 echipe? Ți imaginai că să strângi undeva 208 echipe? Nu, nu știu, sunt multe, multe echipe și mă gândesc că, hai că multe ca număr, dar organizarea pe care trebuie să o faci la 208 echipe, păi... Fantastic, uite de, și de grea. Da, deci am ținut foarte mult să arăt aceste echipamente. Zici că sunt afară. De ce? Echipamentele sunt full print. Facem și echipamente full print. Adică se printează de la început echipamentul, apoi se duce la croitorie și se face pe modelul, da. Și ăsta e full print. Ăsta e full print, da. Și de aici ce e vorba de alte
E vorba de alt preț aici. Da, e un pic mai scump, dar este printat cu anumit model, așa. Adică, este printat, inserat cumva în, da, este în tricou, adică în nu e lipit. Cu, nu. Da. Nu, totul e imprimat, da. Se imprimă și se duce la croitorie și se Și graficul o faci tot tu. Grafica asta nu este făcută de mine, este adaptată, dar este recomandată de către managerul lor, care este un, cum să zic, pe marketing, crede-mă, e senzațional. Am văzut că a apărut și la, da, și la radio, a apărut și la știrile și de la, da, de la și ProTV. TV, da. Da. Deci, sunt, deci antrenorul face treaba asta și tot antrenorul face? Nu, antrenorul e antrenor. E un profesor de sport pe acolo, da, dar foarte civilizat. Da. Și foarte de treabă, da. Pe marketing sunt top, adică sunt, cum să zic, țin foarte mult la imaginea lor. Și mi-a plăcut foarte tare. Uite și clipul ăsta. Da, bine, da. Asta e, că nu e așa ușor să vezi clipul ăla de prezentarea ăsta, lor. Deci bezdeadul chiar bezdeadul, uite, și este. O comună, na, o comună. Da. Nu, deci sunt, băieții sunt foarte faini și țin foarte mult la imaginea lor. Și mă bucură treaba asta. Așa, și echipamentele astea sunt alese, modelul de echipament este ales din mai multe modele pe care eu le dau către client să-și aleagă de acolo. Și ei și aleg și în funcție, nu știu, dacă vreau o liniuță mai în stânga, mai în dreapta, le facem. Și adică, astea tot cam o săptămână, două sau astea? Astea durează undeva la 10 zile, să zic așa, cam două săptămâni, da. Și cum zice, și short-ul și tot... Short, tricou, da. Short, tricou, jampierele sunt separat. Mai multe culori, mai multe modele, fiecare multe, poate să își aleagă. Uite, și aici stai să vezi ce a făcut aici. Zim, povestește. Am fost la România, Elveția. Da. Știi, și eram aici, tot stadionul, un delir, era, tu știi cum era atmosfera senzațională. Și aveam așa niște furicături pe mine, pac, și am luat TikTok-ul și zic, cine ghicește scorul, primește un echipament gratuit din partea mea. Fără să mă gândesc, eu să zic, bă, cine greșește primul scorul? Știi câți au fost? Câți au 40. Fost? Mamă, 40 au ghicit scorul. Da, 40 au ghicit scorul și pe Facebook, și pe TikTok, și pe Instagram. Știi, le-am pe toate. Și 40 de și am făcut 40 de echipamente, le-am dat oamenilor. Ai avut și expunere, cred că, păi. Știi, da, nu, dar ideea e că puteam să zic, și cine greșește primul, gata, da, aia dau un echipament. S-a terminat 1-0, știi? Cuvântului. Da, și nu, și m-am ținut de cuvânt, pentru că țin foarte mult, mai ales în online, e, dacă nu te ții de cuvânt, îți cam nu, iei, mai, dacă nu te ții... știi? Adică, urmăritorii fac tot, cam, ei te susțin, ei, dacă tu nu ești serios cu ei, la un moment dat o să... Da, se duce vorba, se află, acum, da, se află, cum știi? E și reclama pozitivă, așa, și aia negativă imediat fuge. Și am oferit 40 de echipamente tuturor urmăritorilor care au ghicit scorul. Am dat că ghiceau 200. Echipamente, asta era ce să fac. Am zis-o, trebuia să-mi asum, știi? Echipamente cu România, nu? Da, imprimate cu România și cu numele lor pe spate, personalizat cu numele, deci, și cu firma noastră pe față. Și la... Te-ai băgat și la personalizare și la echipament, asta păi e. Da, a fost... Da, te mai duci la meciuri așa, bă? Da, îmi place să merg pe stadion, îmi place. Merg pe stadion și acum când am timp, că e dificil să ții un business și să te și ocup de el. Dacă nu te ocup, nu... O să vii și aici, nu bănuiesc, da, la fiecare meci, nu? Trebuie. Păi da, vreau să văd. Aș vrea să vin la fiecare meci și îmi voi face timp să oricum să vin mult mai des decât veneam înainte, că și înainte bine, veneam și să distanța, văd. Am înțeles că tu... Da, păi îți dai seama, din Cora Pantelimon până aici... Deci prin Pantelimon stai, chiar dacă... Este și showroom-ul cu tot, pe acolo stai și tu. Tot așa, prin zonă, da. Și bine, eu am noroc că sunt și motocicliști, vin cu motocicleta și mă mai strecor, știi, e ok. De asta ajung cumva mai repede. Dar o să vin, încerc să vin mai des la voi. Bun, în final, zile ceva băieților de la Victory sau echipelor de la Victory. Ce să spun mai mult decât să fie cumva... să fie conștienți că această competiție este cumva în spatele competiției se află multă muncă și trebuie să aprecieze treaba asta și să fie fair play. Toate echipele trebuie să fie fair play pentru că ei vin în primul rând să joace de plăcere. După aia să câștigăm trofee și ei trebuie să conștientizeze treaba asta. Băi, jucăm de plăcere. Ok, plătim, înțelegi, și plăcerea asta o plătim. Dar altfel nu mai vii, dacă tot trebuie să vii cumva să te distrezi și apoi să ai spiritul ăla de competiție. Sau dacă l-ai, să l-ai fair play.
Da, mă uit așa la tine, ce simplu pare că le zici așa, dar uite că teren acolo nu mai e așa simplu. Știu că și eu am jucat, dar te deranjează simplu anumite treburi, dar nu, e ok să răbufnești, dar până la un limită, să nu treci limita aia de... Da, unele echipe, mulți jucători care au acest simț de fair play și astea, unii sunt, bă, jucați din banii noștri, te plătim noi, te... Na. E peste tot, așa este. A greșit arbitru, m-a furat arbitru, mai scapă, n-a un brânceal. Aia e, până la urmă, e fotbal, nu e exact. Teatru. Deci toate echipele să fie fair play și să-și facă echipamentele la Daria de Sportswear. Asta trebuie. Asta trebuie să știe, să rămână cu asta minte. Da, păi cu siguranță își vor face. Alin, te vom invita și ne-am invitat deja la premiere, te vom aștepta la festivitatea de premiere. Mulțumesc, va fi ceva, că va fi senzație. Să fie ceva ce n-a fost la mini fotbal niciodată. Da, am auzit că e senzație, dar abia aștept să fiu și acolo. Da, pe 12 iar la ședința tehnică și în următorul sezon începem pe 25 martie pe 6 terenuri și aia a fost. Da, abia aștept. Bine, mersi frumos, Alin. Mulțumesc și eu de invitație. La revedere. Salut.